Salutare, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să facem o nouă lecție de dieta Janina și anume o să vorbim despre carbohidrați. Carbohidrații sunt sursa noastră de energie, sursa noastră de energie a corpului nostru, deci avem nevoie de carbohidrați. Carbohidrații se împărțesc în două categorii, o parte simplu și o parte complexă. Aia simpli sunt foarte bogați în zahăr și în această categorie intră zahărul. Zahărul alb și toate alimentele rafinate, vorbim despre pizza, vorbim despre biscuiți, vorbim despre tot ceea ce are făină albă. Făină albă pentru a fi și toate produsele astea rafinate conțin zahăr. Dacă luați orice fel de pungă de biscuiți, conține zahăr. De aceea categoria carbohidraților simpli trebuie să o dăm la o parte când vrem să facem o alimentație sănătoasă și mai ales să slăbim. Avem nevoie de carbohidrați complexi. Carbohidrații găsim în fructe, în legume, în toate făinile rafinate. Deci avem oriunde surse de carbohidrați. Carbohidrații, cum am spus, ajută să ne dea energie. De aceea e indicat ca dimineața să începem cu o sursă, chiar și două, de carbohidrați. Deci, fete biscotate sau pâine, sau pâine integrală, un fruct, migdale, ca să dăm și grăsim sănătoase corpului nostru, care și astea ne dau energie pentru a avea o zi cât mai activă. Se face foarte mare confuzie. Pentru că persoanele spun, de exemplu, mi s-a întâmplat de multe ori să văd în mâncărurile la fete pe care le urmăresc, în care fac o educație de alimentație, să văd porumb pe lângă altă sursă de carbohidrați. Porumbul nu este o legumă, porumbul este un cereal, este un carbohidrat. Deci, în momentul în care eu spun, ai voie să mănânci, ce știu eu, 50 de grame de pâine sau 50 de grame de mălai sau 50 de grame de paste sau 50 de grame de făină, înseamnă că spun și 50 de grame de porumb, ori una, ori alta. În momentul în care o dublezi, ai mărit cantitatea care o ai pentru tine, pentru corporatura ta și pentru obiectivele pe care le ai, și se dublează caloriile. Deci în momentul în care tu introduci mai multe calorii, chiar dacă sunt sănătoase, în corpul tău automatic te îngrași, pentru că să mănânci sănătos nu înseamnă să slăbești. Să mănânci sănătos pentru a slăbi înseamnă să ai un echilibru și să ai un anumit număr de calorii pentru organismul tău. Nimeni nu-ți spune să numeri caloriile, dar în momentul în care ești urmărit de o persoană specializată, persoana aia știe în dieta pe care ți-o dă câte calorii ai tu nevoie, cam cât, în general, cam cât trebuie să mănânci ca să poți să pierzi kilogram. Pentru că dacă tu mănânci sănătos, dar mănânci foarte mult, e automatic, te îngrași. De aceea persoanele care sunt sub greutate normală și vor să se îngrașe, au nevoie de mai multă cantitate, dar întotdeauna trebuie să fie mâncare sănătoasă. Ce se întâmplă cu carbohidrații? Carbohidrații ajută și ajută la reglarea insulinei în corpul nostru, pentru că în momentul în care mâncăm carbohidrați, se activă pancreasul, insulina și așa mai departe. Nu o să stau să vă explic acum procesul metabolic al corpului nostru, pentru că nu e asta important. Dar în momentul în care tu îi dai un carbohidrat, insulina trebuie să-l transforme în glucoză și în momentul în care este un carbohidrat simplu, se găsește acolo atât de multe celule încât nu reușește să-i facă față și trebuie să le ia pe toate, pentru că corpul nostru, în momentul când îi dai niște carbohidrați simpli, nu are nevoie să facă prea multă muncă, pentru că e simplu, îl ia și se duce acolo și depozitează unde apucă.
pe bulane, pe buci, pe aia, îl transformă împreună cu grăsimile în trigliceridi, îl transformă în colesterol, îl transformă în plac care blochează fluxul de sânge în arteriile noastre. Deci, carbohidrații simpli trebuie eliminați sau cel puțin reduși într-o alimentație de orice tip. În ceea ce privește cea de slăbit, trebuie eliminate total. Și acum haideți să vedem. Deci v-am spus, carbohidrații simpli sunt toate alimentele care conțin zahăr. Absolut toate. Celelalte complexe, vorbim de legume, vorbim de cereale, dar hai să vă spun exact care sunt carbohidrații pe care puteți să-i consumați într-o dietă. Pâine integrală, pâine de camut. Carbohidrații, pe lângă faptul că oferă energie corpului nostru, au și un rol foarte important în protejarea împotriva bolilor, mai ales la bolile intestinale, pentru că sunt bogați de fibre și fibrele ajută în a ne proteja de orice fel de boală de intestin, colon, stomac și așa mai departe. Deci, consumați zilnic carbohidrați, și anume, carbohidrații sănătoși îi găsiți în fructe, în legume și în cereale și cereale integrale. Acum o să vă citesc, ca să nu uit niciun aliment, niciun cereal, ca să vă dați seama care sunt aceste cereale pe care le puteți consuma. Orz, bulgur, hrișcă, quinoa, ovăz sunt top. Orezul brun, paste de făină integrale, cereale integrale sau tărâțe. Deci, căutați întotdeauna produse de porumb, mălai. Porumbul și mălaiul sunt cereale, carbohidrați. Este exact ca pastele, exact ca făina, nu sunt legume. Deci, căutați în așa fel încât să consumați fructe și legume în fiecare zi, iar în ceea ce privesc cerealele, trebuie moderate în cantitate, pentru că au indicele de glicemie foarte înalt și de aceea trebuie consumate în cantitate moderată. Așa că țineți minte că făina integrală, orezul brun, quinoa, bulgur, hrișcă și așa mai departe, orezul brun, porumbul, lintea și are o cantitate foarte mare de carbohidrați, cartofii, năutul conțin carbohidrați, deci când le mâncați trebuie cântărite, trebuie să ai un echilibru în ceea ce mănânci. Sper că videoul v-a plăcut, pentru orice întrebare lăsați în info box, dați share la acest clipuleț, poate interesează și pe altcineva. Cine vrea să fie urmărit în dieta Janina și să intre în marea noastră familie care din pe zi ce trece este din ce în ce mai mare, este o familie, o familie în care noi ne spunem problemele, ne spunem problemele cu alimentația și care eu reușesc să vă ajut în așa fel încât să treceți peste obstacolul și pentru obstacolul alimentației, pentru a avea o viață cât mai sănătoasă, cât mai liniștită, cât mai... Adică alimentația să fie planul 2, nu planul principal al vieții noastre. Cine vrea să fie urmărit în dieta Janina, găsiți informații în info box. Urmăriți-mă și pe Instagram, Janina Italian Style. Activați clopoțelul ca să nu pierdeți niciun video, bineînțeles, dacă clipurile mele vă plac. Și ne vedem la următorul video. Like! Ciao!